În această lecție vom discuta despre ridicarea la putere a numerelor întregi. Ne amintim despre ce înseamnă să ridicăm la putere un număr. Vom zice fie x un număr întreg și n un număr natural. Atunci, prin x la puterea n, înțelegem x ori x ori puncte puncte ori x de n ori. Asta înseamnă x ridicat la puterea n. Să vedem câteva exemple de ridicări la putere. A mic, numărul întreg 2 ridicat la puterea 3 este egal cu 2 ori 2 ori 2 egal cu 8. Un alt calcul, minus 2 ridicat la puterea 2 este egal cu minus 2 ori minus 2. Minus ori minus, știm, este plus, deci este egal cu plus 4. La punctul C, minus 3 la puterea a doua este egal cu minus 3 ori minus 3 este egal cu plus 9. Încercăm și pentru un exponent mai mare, minus 1 ridicat la puterea 5 este minus 1 ori minus 1 ori minus 1 ori minus 1 ori minus 1. Ce ne preocupă aici este semnul. Minus ori minus este plus, plus ori minus este minus, minus ori minus este plus, plus ori minus este minus. Deci produsul va avea semnul minus, iar 1 mulțit cu el însuși de oricâte ori ne dă minus 1, ne dă 1. La punctul E, minus 5 la puterea a treia este minus 5 ori minus 5 ori minus 5. Minus ori minus este plus, plus ori minus este minus. Deci rezultatul va avea semnul minus, iar 5 la 3 este 125. Deci obținem minus 125. Și un ultim calcul, punctul F, minus 2 la puterea 6 este minus 2 ori minus 2 ori minus 2 ori minus 2 ori minus 2 și încă o dată ori minus 2. Deci minus 2 trebuie să apară de 6 ori, e bine. Minus ori minus este plus, plus ori minus este minus, minus ori minus este plus, plus ori minus este minus, minus ori minus va fi plus, deci rezultatul final va avea semnul plus, iar 2 la 6 este egal cu 64. Ne îndreptăm atenția către calculele efectuate. Minus 2 la puterea a doua ne-a dat plus 4. Minus 3 la puterea a doua ne-a dat plus 9. Minus 2 la puterea a șasea ne-a dat plus 64. La aceste trei calcule, B, C și F, am ridicat numere negative la puteri cu exponent număr par și am obținut numere pozitive. La calculele de la D și E am ridicat numere negative la puteri cu exponent număr impar și am obținut numere negative. Vom exprima atunci două concluzii. Și anume prima, A mic. Un număr negativ ridicat la putere cu exponent par, deci număr par, ne va da un număr pozitiv.
Iar cea de-a doua concluzie, un număr negativ ridicat la putere cu exponent impar ne va da un număr negativ. Acestea sunt cele două concluzii pe care le putem face cu calculele efectuate. Ne propunem să demonstrăm, în caz general, faptul că orice număr negativ ridicat la o putere cu exponent număr par va avea ca rezultat un număr pozitiv. Considerăm un număr negativ oarecare, minus x, unde x va fi natural, minus x va fi deci întreg negativ și ridicăm la o putere pară. O putere pară înseamnă o putere cu exponent număr divizibil cu 2. Deci automat un număr care este un produs de 2. Deci minus x la puterea 2 ori k. Apelăm aici la formulele de calcul cu puteri. Minus x la 2 ori k este echivalent cu minus x la a doua, totul la k. Este egal cu minus x la puterea a doua înseamnă minus x ori minus x ridicat la puterea k. Minus x ori minus x minus ori minus este plus, iar x ori x este x la a doua. Deci avem x la a doua totul la k, care este egal cu x la 2k. Iată căci am demonstrat prima proprietate, proprietatea de la punctul A. Un număr negativ ridicat la o putere pară ne dă un număr pozitiv. Se poate rezolva în același mod și faptul că un număr negativ ridicat la o putere impară, deci la o putere de forma 2 ori k plus 1, este un număr negativ. Folosim aici faptul că minus x la 2 ori k plus 1 este egal cu minus x la 2 ori k ori minus x la puterea întâia. Când adunăm, când înmulțim două puteri care au aceeași bază, exponenților se adună și am obține 2k plus 1. Este egal cu minus x la 2k, am văzut că este egal cu x la 2 ori k, ori minus x la întâia este minus x. Avem deci produsul dintre un număr pozitiv și un număr negativ. Este egal deci cu minus x la puterea 2k plus 1. Deci rezultatul un număr negativ. Reținem deci proprietățile. Un număr negativ ridicat la o putere cu exponent par ne va da un număr pozitiv, iar un număr negativ ridicat la putere cu exponent impar ne va da un număr negativ.